Înainte de a vă prezenta proiectul ordinii de zi, să punem la vot proiectul procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Mulțumesc. Dăm citire proiectul ordinii de zi. Numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării numărul 11 a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. Numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție numărul 89 din 4-4-2018, emise de FNC, GMM, GESAT, IFNE, aferente proiectului, modernizarea, renovarea și dotarea comunei Orlan, satul Iberiești, Comuna Ungureni, județul Bacău. Numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare, aferente anului 2023. Numărul 4. Proiect de hotărâre privind stabilizarea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Ungureni pentru ședința adunării generale a asociațiilor ADIP din data de 23-12-2022. Să punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, mulțumesc. Și mai este suplimentat cu două proiecte. Da, zic care așa, una. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între UAT Comuna Filipeni și UAT Comuna Ungureni pentru realizarea în comun a unor activități pentru dezvoltarea asistenței medicale comunitare. Și numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului între administrația bazinală de apă Siret și UAT Comuna Ungureni în vederea utilizării suprafeței totale de 49 metri pătrați, albe minoră, râu Răchița, curs de apă, codificat cod cadastral 12.1.58.1 din BH, serie pe raza Comunii Ungureni și de sub Bacău, în scopul realizării obiectivului de investiții, modernizare, infrastructură rutieră în Comuna Ungureni și de sub Bacău. Astea sunt suplimentare. Punem la vot subiectele suplimentare. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării numărul 11 a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, doamna contabilă. Bună ziua! Având în vedere legea bugetului de stat pe anul 2022, adresa numărul 1613 din 17-10 a 2022 și 2046 din 12-12 a 2022, de la școala gimnazială Ungureni, privind necesitatea realizării unei rectificări bugetare. În conformitate cu prevederile articolului 129 alineatul 1, alineatul 2, litera B, corroborat cu alineatul 4, litera A și articolul 196 alineatul 1, litera A, din codul administrativ, se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli numărul 11, după cum urmează. Diminuarea cheltuielor cu suma de 59.000 la capitolul 510103, titlul 10.0101. Diminuarea cheltuielor cu suma de 20.000 la capitolul 510103, titlul 10.0112. Diminuarea cheltuielor cu suma de 7.000 de lei la capitolul 510103, titlul 10.0117. Diminuarea cheltuielor cu suma de 3.000 de lei la capitolul 510103, titlul 10.0307. Diminuarea cheltuielor cu suma de 21.000 de lei la capitolul 510103, titlul 20.0530. Diminuarea cheltuielor cu suma de 15.000 de lei la capitolul 510103, titlul 20.13. Diminuarea cheltuielor cu suma de 8.000 de lei la capitolul 6105, titlul 10.0101. Diminuarea cheltuielor cu suma de 1.000 de lei la capitolul 6105, titlul 10.0117. Diminuarea cheltuielor cu suma de 1.000 de lei la capitolul 6105, titlul 10.0307. Diminuarea cheltuielor cu suma de 2.000 de lei la capitolul 6105, titlul 20.0130. Diminuarea cheltuielor cu suma de 18.600 la capitolul 6703.07, titlul 20.0530. Diminuarea cheltuielor cu suma de 12.000 de lei la capitolul 6850, titlul 10.0101. Diminuarea cheltuielor cu suma de 2.000 de lei la capitolul 6850, titlul 10.0117. Diminuarea cheltuielor cu suma de 3.000 de lei la capitolul 6850, titlul 10.0307. Diminuarea cheltuielor cu suma de 3.000 de lei la capitolul 700501, titlul 200130. Diminuarea cheltuielor cu suma de 7.000 de lei la capitolul 7050, titlul 71030, aferente investiției plus proiecte. Diminuarea cheltuielor cu suma de 4.000 de lei la capitolul 7050, titlul 71030, aferente investiții stații încărcare vehicule electrice. Majorarea cheltuielor cu suma de 4.000 de lei la capitolul 510103, titlul 200106.
Majorarea cheltuielor cu suma de 17.000 de lei la capitolul 51.003, titlul 20.030. Majorarea cheltuielor cu suma de 5.000 de lei la capitolul 51.003, titlul 71.030, aferent investiției generator sediu primărie. Majorarea cheltuielor cu suma de 3.500 de lei la capitolul 65.50, învățământ, inspecții speciale de grad. Se vor efectua virori de credite în cadrul bugetului Școlii Gimnaziale Bumbureni, conform adresei înaintate. Majorarea cheltuielor cu suma de 32.500 la capitolul 65.50, titlul 71.001, aferent investiției, consolidare seismică și renovare termică, școala 1.8, Botești. Majorarea cheltuielor cu suma de 26.500 la capitolul 67.037, titlul 71.001, aferent investiției, modernizare, renovare, cămin cultural, Biforeni. Majorarea cheltuielor cu suma de 25.000 de lei la capitolul 67.037, titlul 71.001, aferent investiției, modernizare, renovare și eficientizare, cămin cultural, Zgătare. Majorarea cheltuielor cu suma de 5.000 de lei la capitolul 7006, eliminat public și electrică rurale, titlul 20.030. Majorarea cheltuielor cu suma de 5.500 de lei la capitolul 7050, titlul 20.005. Majorarea cheltuielor cu suma de 10.000 de lei la capitolul 7050, titlul 20.030. Majorarea cheltuielor cu suma de 20.600 la capitolul 7050, titlul 71.001, aferent investiției, consolidare seismică și renovare termică, centru multifuncțional Biforeni. Majorarea cheltuielor cu suma de 4.000 de lei la capitolul 7050, titlul 71.030, aferent investiției, înființare bază sportivă. Majorarea cheltuielor cu suma de 21.000 de lei la capitolul 74.050, titlul 20.004. Majorarea cheltuielor cu suma de 7.000 de lei la capitolul 84.301, drumul și potul, titlul 71.030, aferent investiții, modernizare de C19. Și, ultimul, cu modificarea listei obiectivelor de investiție, urmare. Mulțumesc! Da, mulțumim! Dacă sunt discuții pe acest proiect, dacă nu spunem la vot, cine este pentru? Spunem la cine, mulțumesc! Noi numărul 2, așa. Proiectul hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție numărul 89 din 4-4-2018 emisă de FNC, G, CIM, MM, SIFN, aferentă proiectului modernizare, renovare și dotarea terenului cultural din satul Biberești, comuna Ungurin, județul Bacău. Tot domnișoara, domnul apuntat. Da. Având în vedere expunerea de motive la acest proiect de hotărâre prezentat de primarul Comunei Ungureni, cu numărul 9838 din 7-12-2022, din care este necesitatea prelungirii perioadei de valabilitate a proiectului și solicitarea prelungirii scrisorii de garanție. Raportul de specialitate întocmit de inspectorul din cadrul Departamentului Financiar Contabil. Articolul 2 din urgență 2010 privind aprobarea programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească finanțate din instrumente structurale ale Uniunii Europene alocate României. Articolul 3 din OUG 79 din 2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorpției fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificarea economiei în zonele rurale. Articolul 4 și articolul 5 din HG 1262 din 2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 79 din 2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorpției fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale. Ordinul numărul 15 din 18.2.2022, emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, privind stabilirea nivelului lunar al Comisiunii de Garantare pe anul 2022 pentru scrisoare de garanție, reprezentând 110% sau după ca 100% din avansul acordat de afir de beneficiarii OUG 79 din 2009. În temeiul dispozițiilor articolului 129, articolul 196, alineatul 1, litera A și articolul 197, alineatul 1 din codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, se propune aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție numărul 89 din 4-4-2019, emise de FNGCIMMSAIFN, în sumă de 361.758,30 de lei, reprezentând 100% din valoarea avansului prevăzută în contract de finanțare
încheiat în 27-2017, cu modificări și completări încheiat cu AFIR pentru implementarea proiectului Modernizare, Renovare și Dotarea Fundului Cultural al Satului Pirești cu Mamurești de Zubacău, cu valabilitate inițială 14-3-2023, până la data de 11-9-2023. Mulțumesc! Dacă sunt discuții pe acest proiect, dacă nu, să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Proiect de hotărâre numărul 3 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare aferent anului 2023. Domnul Vice. Având în vedere adresa ATIS Bacău numărul 3447 din 8-2022, prevederile articolul 2, litera alineat 5 și alineat 9, articolul 4, alineat 8, articolul 6, alineat 1, litera Z, privind aprobarea acordării de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile și persoanele singure care au media venitului urbanesc nete lunare sub salariul minim brut pe țară, garantat la plata pe membru de familie, în vederea plății serviciului de salubrizare, și litera K, articolul 9, alineat 1, litera F și litera H, din legea 100/2006, privind serviciul de salubrizare a localităților modificate și completate. Cunoscând prevederile hotărârii AGA ATIS, Bacău numărul 3 din 21-4-2021, privind aprobarea de principiu a colectării deșeurilor reciclabile în sistemul din poartă în poartă, hotărârii AGA ATIS Bacău, prin care s-a aprobat majorarea tarifului operatorului CC Lombres, în temeiul articolului 129, aliniat 2, litera, corroborat cu aliniat 4, C, și articolul 139, litera C, din 9G, 57, 9, 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
Taxele de salubrizare pentru utilizatorii casnici ai serviciului de salubrizare sunt diferențiate în funcție de frecvența de colectare a deșeurilor în acele case. Se stabilește pentru utilizatorii casnici ai serviciului de salubrizare care lucrează pentru colectarea deșeurilor menajere cu frecvența de 2 ori pe lună și de 2 ori pe lună pentru deșeurile reciclabile, hârtie, carton, plastic, metal, o taxă standard în 4,10 lei pe lună. Taxa de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare pentru persoane juridice se stabilește tot diferențiat după cum urmează. Pentru magazine, în funcție de suprafața clădirii și pentru, pentru unitățile de învățământ, în funcție de numărul de ele. Mulțumesc! Dacă sunt discuții pe acest proiect, dacă nu le dezvoluiți. Anul acesta a fost 7 lei taxa, nu? Da. Pe persoană. Nu e prea mare diferența de la 7 la 10 lei? Păi nu-i tot. Prețul la motorină crescut, poate crescut, poate servicii. Odată, ar trebui să scade, pentru că avem noi mai puțin. E scumpă acum mâncarea. Da. Și taxa ar trebui să fie în funcție de gunoi. Nu, acum dacă ei o să plăteze populația, am înțeles prima dată cu saci, pentru colectare selectivă, o să vină prețul mult mai mic. Și, de exemplu, la anul poate să scadă taxa la 7 lei. Niciodată nu ar scade niciodată. Deșteptul promite prostul trage de deci, atâta timp cât nu se colectează selectiv, prețurile sunt din ce în ce mai mari. Tațele de distorțare și asta... Da, trage în adevăr. Da, dar nici special nu mai e. Da, asta e mai departe. Și așa generează mult mai tare. Păi, de exemplu, noi vremea acum în Botești, sigur, jumătate sat nu urcă. Și omul ăla plătește, dacă sunt mulți în casă, vă gândiți că e din persoană. Noi, săptămâna asta, am dat cealaltă. Câteodată vin și ei, la două săptămâni. Vorba de donaște, se plătește la toată. Poftim? Nu vine la lucrare. Deci ei ne încasează la toată din gunoi. Da, da, da. Toate din gunoi colectează, atâta se plătește.
Atunci când vine la natură, adică sărim o dată. Dacă e nesară, sărim. Deci oricum, noi plătim noi care îl predăm, care l-am prins. Suma asta e propusă de ei? Acolo, adică noi sunt ca e propusă de ei suma, nu? Eu păi, dar eu, care e eu, cum știu fac de ei. Da. Dacă nu mai sunt discuții, să punem la vot cine este pentru. Împotriva abțineri, dar mulțumesc. În pierdere numărul 4, privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al unității administrative teritoriale Comuna Aurin pentru ședința adunării generale a asociațiilor ADIP din data de 23.12.2022, tot domnul Vici. Având în vedere prevederile articolului 99 și următoarele din Codul Civil, articolul 8, alineatul 1 din legea serviciilor comunitare de utilități publice numărul 51 din 2006, republicată cu modificărilor ulterioare, a legii serviciilor de alimentare cu actul de canalizare numărul 241 din 2006, republicată cu modificările și competențele ulterioare, ale contractului de finanțare numărul 42 din 3.12.2020, precum și ale contractului de împrumut încheiat cu BLD, ale hotărârii Consiliului Local al Comunei Ungureni numărul 26 din 31.05.2021 privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal a Unității Administrative Teritoriale Comuna Ungureni în adunare generală a acționarilor la SECE Compania Regională de Apă Bacău, e sala care Comuna Ungureni este acționar, respectiv în ACA Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Țineți seama în temeia articolului 129, alinia 2, litera A și D, alinia 3, litera D și alinia 7, litera N, articolul 139, alinia 3, litera D și E, articolul 132, articolul 154, alinia 1, teza 1, precum și ale articolului 196, alinia 1, litera A, din codul administrativ, cu modificările și condițiile ulterioare propune. Consiliul Local al Comunei Ungureni, în calitate de autoritate administrativă autonomă deliberativă a acționarului în SECE CRAB SA, acordă mandat special reprezentantului său legal în adunarea generală a SECE CRAB SA să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor SECE CRAB SA din data de 23.12.2022 la hotărârea prevăzută la punctul 1 ale ordinii de zi. Prezenta hotărârii va fi comunicată reprezentantul legal al Consiliului Local al Comunei Ungureni în adunarea generală și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău în adunarea generală a acționarilor SECE CRAB SA. În cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ungureni, Compania Regională de Apă Bacău SA și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, precum și prefectul județului Bacău, și va fi făcută publică în condițiile legii. Da, mulțumesc, legii. Dacă sunt discuții pe acest proiect, nu se punem la vot, cine este pentru? Mulțumesc. Trecem la proiectul de hotărâri suplimentare. Proiectul de hotărâri privind aprobarea protocolului de colaborare între UAT Comuna Filipeni și UAT Comuna Ungureni pentru realizarea în comun a unor activități pentru dezvoltarea asistenței medicale comunitare. Analizând temelele juridice, respectiv prevederea articolului 129, aliniatul 2, litera D și E, aliniatul 7, litera B, aliniatul 9, litera A, coroborate cu prevederile articolului 139, aliniatul 3, litera F, din nou gen numărul 57, pe 2019, privind codul administrativ, se propune. Se aprobă protocolul de colaborare între UAT Comuna Filipeni și UAT Comuna Ungureni privind realizarea în comun a unor activități pentru dezvoltarea asistenței medicale comunitare, conform anexei care face parte integrată din prezentul proiect de hotărâre. Se împuternicește primarul comunei, domnul Bibire Vasile, pentru semnarea protocolului de cooperare. Cu ducere la îndeplinirea prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei, domnul Bibire Vasile, și compartimentul de specialitate. Este vorba, Comuna Filipeni va deschide un centru pentru asistență medicală comunitară, prin care vor ajuta familiile nevoiașe, având în vedere apropierea noastră față de Comuna Filipeni,
doritorii pot merge acolo să se trateze de unele probleme. Și pentru asta trebuie să nu mă de colaborare. Dacă sunt discuții pe acest proiect, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Vă mulțumesc. Celălalt proiect de interes suplimentar, proiect de vedere privind aprobarea protocolului între administrația bazinală de apă Siret și UAT Comunal Ungureni, în vederea utilizării suprafeței totale de 49 metri pătrați, albe minor râu Răchiseau, curs de apă codificat cod cadastral 12.1581 din HB Siret pe baza terasa Comunii Ungureni, județul Bacău, în scopul realizării obiectivului de investiții, modernizare, infrastructură rutieră Comuna Ungureni, județul Bacău. Domnul vice. Analizând temerile juridice, respectiv articolul 25, aliniat 5, din legea apelor numărul 107 din 1996, cu modificările și completările ulterioare, solicitarea numărul 7162 din 26-10-2022 de perfectare protocol a Comunei Ungureni de Tubacău, acord numărul 12338 din 8-12-2022, emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și împuternicirea numărul 28.313 CCS din 9.12.2022 al Administrației Naționale a Apelor Române pentru realizarea obiectivului de investiții de interes și utilitate publică, modernizarea infrastructurii rutiere în Comuna Ungureni, Vestul Bacău, în temeiul prevederilor articolul 139 aliniatul 1, coroborat cu articolul 196 aliniatul 1, litera A, din nou, gen numărul 157 din 2019. Deci 57. Deci numărul 57 din 2019 prezint codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. Consiliul Local al Comunei Ungureni a adoptat prezenta hotărâre. Articolul 1. Se aprobă protocolul între administrația bazinală de apă Siret al UAT Comunei Ungureni, în vederea utilizării suprafeței totale de 49 metri pătrați, albie minoră, râu Răchiseaua, curs de apă codificat, cod cadastral 12 roman, 1581, din BH Siret, pe raza Comunei Ungureni, dreptul Bacău, în scopul realizării obiectivului de investiții, modernizare infrastructură, chiar în Comuna Ungureni, dreptul Bacău. Se încerce primarul Comunei Ungureni, domnul Grigore Vasile, pentru semnarea protocolului. Prezenta hotărârii va fi comunicată primarul Comunei Ungureni, instituție privind prezidentul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate, administrației bazinale de apă Siret, autorităților, instituțiilor sau persoanele interesate și va fi făcută publică în condițiile legii. Da, mulțumim, domnul vice. Dacă sunt discuții pe acest subiect, da, domnul. Dacă se poate preciza mai clar amplasamentul acestor lucrări sau poduri. Deci, uitați, este de aici din protocol. Părțile convin următoarele. Administrația Națională a Apelor Române, administrația bazinală. Am înțeles zona, dar poate se poate mai clar. Deci apa predă. A făcut un pod. Deci la intrare pe nord. La intrare de la Putenești, Unită o bolă acolo. Până la voastră e făcut atâta timp cât se folosește terenul care aparține apelor române. Am înțeles. Pe Albia. Se lucrează pe Albia, fără urmă. Dar știu că nu se pot face lucrurile decât cu acordul lor. Știu asta. Dar nu mi-era clar de amplasament. Da. Să punem la vot cine este pentru. Mulțumesc. Mulțumim frumos pentru participare.